Sunt foarte fericit pentru această reușită și trebuie să continuăm la fel. Am dovedit astăzi că suntem echipa mai valoroasă, mai bună, am controlat meciul și, cum am spus, trebuie să ne dezvoltăm și mai mult, trebuie să o ținem pe aceeași direcție și ca să ne merităm locul la Mondial. Spuneai că așteptai acest gol de atâta vreme. Nu cred că ai așteptat totuși atât de mult. Totuși spune-ne care a fost senzația acum la final când ați stat alături de suporteri, ați mers cumva... Ne-am simțit ca acasă, n-am simțit nicio diferență de București, sincer. Este incredibil suportul pe care ne-l oferă atât acasă, dar mai ales în deplasare. Și să-i vezi că vină atâția suporteri să ne susțină în afara României este un sentiment de mândrie pentru noi. Trei goluri pe meci în Nations League nu e deloc rău. România arată capacitate. Vreun alt secret pe care lumea nu-l știe? Nu, cred că acum începe să ne arătăm roadele muncii noastre. Am început fiecare dintre noi să evoluăm atât personal cât și ca o echipă. Jucăm și încercăm să ne impunem la echipele la care jucăm, acest lucru este important. Acum avem din nou jucători seria, avem jucători în campionatele puternice ale Europei, unde ușor este inevitabil ca și nivelul echipei naționale a României să crească. Așteptați să începeți așa prima parte? Ne așteptam să începem tare. Asta era planul nostru, să-i luăm de la început, pentru că știam că sunt o echipă care nu sunt foarte ușor de desfăcut, dar astăzi colegii mei au făcut o treabă foarte bună. Cum se vede Lituania și dacă te aștepți ca Mircea Lucescu să vă mai schimbe pe unii dintre voi care ați jucat destul de mult? Nu știu, o să pregătim Lituania, avem destul de scurt timp, dar am jucat deja cu ei, oarecum îi cunoaștem. Iar mister, sunt sigur că va face cele mai bune decizii pentru binele echipei. Tu niciodată n-ai fost entuziasmat sau foarte entuziasmat atunci când câștigi, dar nici foarte trist atunci când pierzi, pentru că ai crezut mereu în munca voastră. Vreau să-mi spui pe plan personal acest gol, totuși, câtă încredere îți dă și cum te duci la echipa de club? Bineînțeles, este un sentiment plăcut, este un sentiment de încredere pe care mi-l dă acest gol, dar indiferent, dădeam gol, nu dădeam gol, dacă mi-aș fi făcut treaba la meci acum, dacă n-am luat gol, cum nu s-a întâmplat astăzi, golul este în plus. După startul ăsta, se vede așa un pic mondialul ăsta pe care îl așteptăm cu toții? Nu, după startul ăsta trebuie să le asigurăm primul loc, trebuie să așteptăm tragerea la sorți pentru mondiale și după o să vedem ce va urma. Ai vreun mesaj pentru cei de acasă care te-au urmărit, pentru familie, poate, pentru cei care, după primul tău gol? Da, bineînțeles, familia, iubita mea, toți cei apropiați, le mulțumesc, pentru ei este acest gol, iar pentru suporterii noștri vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă simțim mereu iubirea și această apropiere pe care o aveți în ultima perioadă pentru noi este foarte importantă pentru noi și sperăm să vă facem mândri în continuare. Vește-ne, cum e cu aceste penaltiuri? Ai dat, când România marchează, Răzvan Marin marchează și el. Cum e? Da, chiar le spuneam băieților și glumeam cu ei că dacă tot obțin penaltiuri mă fac golgheter. Dar vis-a-vis de penaltiuri, cred că din punct de vedere mental sunt la un nivel foarte, foarte înalt și asta mă ajută foarte mult să rămân concentrat, indiferent de momentele jocului. Bineînțeles, analizez portarii tot timpul înainte de meciuri, rog PNL-ul să-mi trimită un filmuleț cu ei să văd, nu știu, 5, 6, 7 penaltiuri cu ei, să văd exact unde se aruncă, cum se aruncă și așa mai departe. Și nu, cred că mental sunt foarte bine și normal, am încredere, am reușit să marchez în momente grele ale meciurilor și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Deci lucrezi un pic mai mult decât colegii tăi, pentru că trebuie să-i și studiezi, mai ales că simți această responsabilitate, nu? Da, normal. Chiar studiez, adică mă uit tot timpul, nu știu, piciorul de sprijin, sunt atâtea detalii pe care le analizez și... Pare că ești atât de sigur de asta, nu? Da, probabil de asta și cum am spus, mental sunt foarte, foarte bine și cred că mă ajută enorm acest lucru și această liniște să marchez. Generația de suflet tot mai puternică arată. Cărui fapt crezi tu că se datorează în primul rând? În primul rând, grupul, bineînțeles, că tot vorbim de acest grup și cred că asta ne ajută foarte mult să avem aceste rezultate. Iar în al doilea rând, după părerea mea, un lucru poate la fel de important,
este că majoritatea dintre noi am ajuns la maturitatea necesară pentru a înțelege, nu știu, anumite jocuri, anumite momente ale jocurilor și, bineînțeles, experiența acumulată de-a lungul anilor. Așteptați să aveți 3-0 atât de repede, mai ales că ei au schimbat antrenorul, într-adevăr au încercat să vă surprindă, n-au jucat cu 15 fundi, au jucat cu 4, știați asta, bănuiesc, nu? Da, pregătisem chiar și acest sistem pentru că ne așteptam la acest lucru. Cred că asta ne-a făcut meciul foarte ușor, că am reușit să dăm 3 goluri în prima repriză, cu toate că poate în a doua repriză ar fi trebuit să controlăm mult mai mult jocul, să ținem mai mult. În care România a marcat, tu ai fost mereu pe lista marcatorilor, s-a întâmplat și în seara asta, cum a fost partida? Da, cred că ne-am făcut meciul destul de ușor, am reușit să dăm 3 goluri în prima repriză și cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Poate în a doua repriză am scăzut puțin ritmul și asta s-a văzut că a reușit să pună un pic controlul pe joc, dar sunt fericit pentru cele 3 puncte. Chiar le ziceam la băieți că mă fac goal-getter dacă tot obțin penalti. Ți minte că te-am întrebat atunci când MAN a ratat penalti la cel ultim amical înainte de campionatul european și ai spus că nu se va mai întâmpla. Așa a fost, bați mai bine decât Alan Shearer penaltiuri. Cum, care e secretul? Cum te motivezi la 11 metri? Da, nu știu dacă neapărat mă motivez, dar reușesc să mențin concentrarea la un nivel foarte înalt. Chiar lucrez mental din punctul ăsta de vedere, analizez portari și mă bucur că reușesc de fiecare dată să marchez. Cu siguranță va veni și un moment în care voi rata. Poate într-un amical. Da, sau sperăm cât mai târziu posibil și... Dar nu, sunt fericit că pot să-mi ajut echipa să câștige și cred că asta este cel mai important. Răzvan, 9 puncte din 9 posibile, norma de 3 goluri îndeplinită. Mergem în Lituania, cu ce gânduri? Cu gândul de a lua alte 3 puncte, normal. Cred că dacă vom câștiga și în Lituania, în proporție de 90%, cred că vom termina grupa pe primul loc. A ajuns această echipă, această generație, la maturitatea necesară, la experiența necesară, ați trecut și printr-un campionat european. Bănuiesc că vreți cu toții și la un campionat mondial. Da, bineînțeles, am spus-o și mă repet, cred că nu cred că s-a mai întâmplat de foarte mult timp la echipa națională să câștigăm 3 meciuri la rând. Chiar într-adevăr, dacă nu sunt cele mai puternice echipe, dar pentru moralul nostru ajută și da, sperăm să o ținem tot așa, să nu știu când, să pierdem, să nu pierdem, chiar și după Nations League să fim pregătiți din toate punctele de vedere pentru calificările pentru mondial. Familia ta în tribună, tatăl tău, mama ta, sora ta, bănuiesc că un lucru care îți dă moral. Da, normal. Sunt fericit că au putut să vină să mă vadă. Din păcate, soția cu fetița n-au reușit să vină. Sunt la Cagliari, dar mă bucur că am tot timpul când îi am pe cei apropiați alături de mine. E normal să fiu fericit, să fiu mândru și bineînțeles că îmi doresc foarte mult să-i răsplătesc cât mai bine prin evoluțiile mele. Mulțumim frumos, Răzvan, și mult succes!